Am doi copii, de 6 și 3 ani. I-am vaccinat pe amândoi. Dar de fiecare dată să știți că am avut probleme în a găsi vaccinul de care aveam nevoie. Poate că sunt eu unul și am văzut că Timișul oricum e acolo printre exemplele negative. Poate sunt eu unul dintre părinții care au avut noroc, dar vaccinarea propriului copil nu trebuie să fie și nu trebuie să țină nici de cum de o chestiune legată de hazard. Susțin ideea că părinții au dreptul de a alege ce consideră mai bine pentru copilul lor. Dar în același timp, mai cred că alegerile individuale trebuie puse în discuție atunci când îi rănesc pe cei din jur. Pentru că un copil nevaccinat nu își riscă doar propria sănătate, ci și pe acelorlalți copii din jurul său.